Pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo au intrat în linie dreaptă. Antrenorii pun la punct ultimele detalii, iar sportivii numără zilele până la startul competiției supreme din Asia. În probele de canotaj, Steaua va trimite în Japonia 9 sportivi care au fost încurajați recent de președintele clubului Steaua, Răzvan Bichir. Acesta i-a asigurat de tot sprijinul și s-a arătat încrezător că mulți dintre ei vor urca pe podium. Până să plece la Tokyo, sub atenta coordonare a antrenorilor Vasile Măstăcan, Bogdan Codrici și Marius Băcăoanu, fetele și băieții efectuează ultimele antrenamente pe luciul lacului Snagov. Care este starea de spirit rândul sportivilor cu puțin timp înainte de startul Jocurilor Olimpice? Starea este foarte bună, sunt dornici de a concura și a obține rezultate cât mai bune. E oarecum o tensiune. Noi încercăm, noi staful tehnic încercăm să o transformăm într-o tensiune pozitivă, într-o tensiune bună. E clar că sunt nerăbdători, așteaptă olimpiada asta de 5 ani, că a fost un ciclu olimpic atipic. Ce mai trebuie sau ce mai poate fi îmbunătățit până la startul competiției? E clar că volumul de muncă, volumul de antrenament a fost făcut. Acum trebuie lucrat doar la mici finisări, tehnice mai ales și mental trebuie lucrat bine cu sportivii pentru că presiunea e destul de mare pe ei. Câte medalii credeți că putem obține la Tokyo? Sperăm cel puțin 3 medalii. Cu siguranță nu ne vom face de râs și cu siguranță vom obține medalii. Numărul sperăm cât mai mult. Sperăm 9 din 9 echipaje. Cei 9 sportivi de la Steaua care vor concura în probele de canotaj la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt Simona Radiș, dublu vâsle, Gianina Beleagă, dublu vâsle categorie ușoară, Ciprian Tudosă, dublu rame, Ioan Prundeanu, dublu vâsle, Mugurel Semciuc, 4 rame, Magdalena Rusu, Ioana Vrânceanu, Constantin Adam și Ciprian Huc în echipajele feminine și masculine de 8+1. Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în perioada 23 iulie-8 august.